În acest videoclip vom vorbi despre 5 strategii mai puțin cunoscute, mai puțin folosite, cu care să faci 1000 de abonați. Abonați pe care de altfel orice youtuber aflat la început și dorește. Pe lângă asta, îți voi spune și 5 greșeli pe care le face orice youtuber începător și care îl împiedică să ajungă la cei 1000 de abonați. Este o perioadă foarte bună de a crește pe YouTube și în general de a crește pe online. E o problemă în societate, știm cu toții. Și oamenii vor fi obligați să stea mai mult acasă și vor consuma mai mult conținut video. YouTube a raportat în această perioadă o creștere de până la 75% a traficului pe videoclipurile sale și în plus a raportat foarte mulți abonați noi pe canalele de YouTube. Acum e momentul să ai un canal nou, să ți faci un canal nou care să te ajute să crești apoi brandul și să încerci să crești să ajungi cu el la 1000 de abonați. Primul sfat pe care ți l dau este să începi acum. Nu aștepta să înveți mai multe despre YouTube, să înveți mai multe despre cum se filmează și așa mai departe. Filmează primele 35 de videoclipuri ale tale. Pun 35 de videoclipuri pentru că experții au constatat că în jur de 35-40 de videoclipuri trebuie să postezi ca YouTube măcar să înțeleagă cât de cât despre ce este vorba pe canalul tău și să încerce să-ți promoveze videoclipurile. Între timp, Chiar dacă aceste videoclipuri de la început nu sunt foarte reușite, te vor ajuta să ajungi acolo unde vrei tu și din punct de vedere calitativ, pentru că vei învăța în momentul în care le faci. Acesta este primul meu clip pe care l-am făcut pe acest canal și primul clip pe care am avut curajul să apar și eu pe cameră. Salutare și bine ați venit pe noul canal de CEO Conceput de mine, numele meu este Ionuț. Vă invit în următoarea perioadă să intrați mai mult în legătură cu, cu acest canal, să creăm o comunitate legată în principal de Search Engine Optimization. Pentru cei care nu știu ce înseamnă, în filmările următoare vom explica cam ce credem noi că ar trebui să însemne acest concept, pentru că e clar că la noi în țară acest concept concept, să zic, de Search Engine Optimization e un pic forțat, e înțeles de fiecare cum dorește. Am văzut multe clipuri slabe pe YouTube, dar asta trebuie să fie unul dintre cele mai slabe pe care le-am văzut. Al doilea sfat pe care ți-l dau este să te gândești la următoarele întrebări. Cine sunt oamenii care vrei să vină pe canalul tău și ce probleme poți să rezolvi pentru ei? Cei mai mulți dintre începători nu-și pun aceste întrebări și bineînțeles că nu ajung la 1000 de abonați. Mereu să vă întrebați de ce ar trebui ca cineva să se aboneze la canalul vostru. Sunt canale care, de exemplu, vorbesc despre tehnologie, dar pentru cei care au peste 60 de ani. Gândește-te că oamenii ăștia s-au focalizat pe o anumită categorie de vârstă, tocmai pentru a se diferenția de restul mare de youtuberi, de restul mare de canale, care fac videoclipuri despre tehnologie și astfel reușesc să iasă la suprafață, să facă abonați și așa mai departe. La fel la gaming, te focalizezi pe un singur joc, nu faci mai multe jocuri ca așa vrei tu. Te focalizezi pe un singur joc și le oferi oamenilor cât mai multe detalii pe care aceștia le caută despre jocul respectiv. O mare greșeală care se face la început este că faci conținut egoist în loc să faci conținut care aduce servicii. Câți oameni nu ați văzut pe YouTube prin comentarii sau pe grupurile de Facebook care spun te rog fă -mi și mie o promovare sau hai să ne abonăm reciproc ca să facem și noi 100 de abonați sau abonați-vă la mine că nu vă costă nimic. Și spui întrebarea, tu pentru mine ce faci? Vrei să mă abonez la tine ca să-ți numărul de abonați? Ok, dar eu ce câștig dacă mă abonez la tine? Ce am eu pentru că tu nu faci conținut pentru mine? Dacă vă uitați pe YouTube, cele mai multe canale fac conținut egoist. Vor să arate cât de tari sunt ei pe un anumit joc, ce bine cântă ei, vor să ne arate în ce vacanță super tare au fost ei. Și voi ar trebui să vă abonați la ei doar pentru că ei sunt tari. Așa că unul dintre principalele motive pentru care youtuberii nu cresc, youtuberii rămân sub 1000 de abonați, este că fac conținut egoist. Nu se gândesc la audiența lor. Tu ce fel de creator ești? Ești educator sau entertainer? Poți să crești pe ambele grupe de creatori. Poți să fii atât educator, poți să fii și entertainer, dar trebuie să spui tot timpul audiența înaintea intereselor tale. Al treilea sfat pe care ți-l dau este să încerci să te îmbunătățești cu timpul și în același timp să studiezi canalele de succes de pe nișa ta. În momentul în care te apuci de YouTube, nu trebuie să fii cel mai tare YouTuber, cel mai tare vlogger și așa mai departe, dar cu timpul va trebui să te educi, să devii din ce în ce mai bun la asta. Trebuie să înveți să te filmezi, trebuie să înveți să editezi, trebuie să înveți să faci thumbnail și așa mai departe. Toate astea te vor ajuta să crești. Pe lângă asta, urmărește și 5-10 canale de pe nișa ta, dar care au succes și încearcă să copii modul lor de a vorbi, modul lor de a edita, modul lor de a apărea pe ecran și așa mai departe. Asta nu înseamnă că vei copia 100% ce fac ei, okay, nu înseamnă că vei deveni un al doilea PewDiePie, un al doilea Sherry sau mai știu eu ce vrei tu să devii. E foarte important de ținut cont de faptul că vei urmări 5-10 canale. Și dacă iei de la fiecare câte ceva, vei reuși și tu să crești, să urmărești ce fac ei de succes și să faci și tu la fel, pentru că până la urmă țintești ți același public și ai mai multe șanse în felul acesta să crești și tu. O mare greșeală aici este că oamenii nu învață din greșelile altora. Se uită la alte canale, văd ce greșeli fac aceștia și totuși repetă și ei aceleași greșeli. Sfatul numărul 4. Focalizează-te pe un tip de conținut care este căutat pe YouTube și răspunde la întrebările pe care oamenii le caută pe YouTube. Deși multă lume se întreabă dacă mai contează tagurile, dacă mai contează descrierea unui videoclip și așa mai departe, le spun că YouTube este în continuare un motor de căutare. Conform statisticilor, peste 65% din oamenii care intră pe YouTube intră în căutarea unei soluții pentru o problemă pe care o au ei. Mereu mă întreabă lumea pe live, nu-ți cum fac vizionări când sunt la început? Cum mă descoperă lumea? Și răspunsul este simplu. Clipurile tale trebuie să răspundă la o problemă. Trebuie să răspundă la o întrebare pe care o au oamenii atunci când intră pe YouTube. Mulți își dau ochii peste cap când aud chestia asta și îmi spun că da, bă, la cum de nu mai faci așa ceva? Sau alt YouTuber mare. Da, dar voi sunteți la început și trebuie să fiți descoperiți, să aveți o audiență. După ce aveți audiență, puteți să vorbiți despre ce vreți voi. Dar la început trebuie să fiți cei care rezolvă probleme. O altă greșeală pe care o fac începătorii este că vor să facă videoclipuri despre subiecte pe care oamenii nu le caută. Înainte de a începe un canal de YouTube, fă chestia asta. Uite-te pe subiectele respective, vezi dacă au vizionări pe YouTube, vezi dacă respectivele canale care abordează astfel de subiecte au succes. Și abia apoi pe un astfel de canal. Și din nou ajungem la începutul videoclipului, ajungem la primele sfaturi, te întreb de ce ar trebui ca cineva să se uite la tine dacă respectiva persoană nu are nimic de câștigat. De ce ar trebui ca cineva să se aboneze la tine dacă știe că tu nu vei oferi subiecte de care el este interesat. Poți avea chiar și un singur videoclip bun care să-ți atragă oamenii, dar apoi, dacă ei nu văd videoclipul, alte videoclipuri pe canalul tău care să-i ajute pe ei, de ce s-ar abona? își iau ce au nevoie din videoclipul respectiv și nu se abonează pentru că nu-i interesează restul chestiilor pe care tu le postezi. Sfatul următor pe care ți-l dau este să-ți faci un angajament că vei avea succes. Poate s-ar trebui să fie primul sfat pe care să ți-l fi dat, pentru că în momentul în care te apuci de treabă, trebuie să-ți angajamentul ăsta că vei face orice ca să ai succes. Trebuie încă de la început să-ți pui în minte că e un drum greu, că e un drum pe care trebuie să te angajezi, astfel încât să te ducă spre succes. Nu e ușor, repet, nu e cum spun televiziunile că vlogării, youtuberii, gata, postează trei clipuri pe YouTube și deja sunt milionari. Nu. Oricine ar face chestia asta și oricine ar deveni milionar dacă ar fi ușor. Deci trebuie să fii conștient de chestia asta, trebuie să fii conștient că trebuie să muncești ca să ajungi sus. Este greu. Iar cei mai mulți dintre voi nu veți reuși să ajungeți la 1000 de abonați dacă nu vă puneți în cap că este greu și că trebuie să munciți. Poate de multe ori va trebui să stați noaptea târziu ca să editați ceva. Va trebui să renunțați la serialul preferat. Va trebui să stați și să vedeți setările noi camere pe care tocmai v-ați luat-o. Știu, cei mai mulți dintre voi probabil că veți prefera să vă duceți și să alegeți lucrurile ușoare în viață. De aia spun că nu oricine poate avea succes pe YouTube dacă nu muncește. Primesc mesaje foarte des de genul acesta. Eu nu fac tot ce zici tu, dar nu cresc. Și bineînțeles că mă mână curiozitatea să mă duc să văd pe canalul lor ce se întâmplă. Și bineînțeles că nu văd un banner setat corect. Sau n-au mai postat de 3 săptămâni. Asta nu înseamnă că și-a luat angajamentul ca să crească pe YouTube. E ca și în cazul în care vrei să slăbești sau vrei să faci mult și așa mai departe. Nu poți să faci chestia asta ducându-te o singură zi la sală. Trebuie să te duci din nou și din nou, să ai o anumită nutriție, să ai o anumită mentalitate. Toate acestea durează, însă, cu timpul, în luni de zile, vei vedea transformările corpului tău. La fel se întâmplă și cu un canal de YouTube. E foarte important să nu renunți la drumul tău. Eșecul vine doar în momentul în care ai abandonat. Când ai spus gata, nu mai lucrez pe YouTube sau nu mai fac, nu mai lucrez la canalul acesta, gata, e clar, atunci abia ai eșuat. În rest, dacă încerci să te îmbunătățești de la fiecare clip, dacă schimbi subiectul abordat pe canal, că până la urmă vezi că subiectul respectiv clar nu va face niciodată vizionări, nu e nicio problemă, îl schimbi și abia apoi începi să crești. Deci sunt momente în care poți să faci astfel de lucru, dar totul ține de a posta, de a vedea ce funcționează, de a face cercetare și cu la restul canalelor care au succes. Gândește-te la canalul tău ca la o sămânță pe care o bagi în pământ. Mult timp nu vei vedea nimic. Mult timp sămânța aia va fi sub pământ, va fi ascunsă, rezultatele nu vor fi spectaculoase. Abia după multe săptămâni sau poate chiar luni vei vedea ceva. Asta înseamnă că i-ai dat timp, că ai lăsat ca și sămânța respectivă să crească, ai udat-o, asta însemnând în cazul canalului de YouTube, te-ai îmbunătățit, ai cumpărat, eu știu, poate o cameră nouă, ai învățat cum să editezi sau ai studiat alte canale și ai văzut cum se vorbește în fața camerei și așa mai departe. Toate acestea înseamnă îngrășămint pentru sămânța ta, apă pentru sămânța ta, soare, căldură și așa mai departe. Îmi place foarte mult citatul de la Bill Gates, care spune că întotdeauna supraestimăm ce putem să facem într-un an de zile și subestimăm ce putem să facem în 10 ani. Muncind în fiecare zi pentru visul tău, trăgând pentru canalul tău, trăgând pentru brandul tău, învățând, studiind, toate acestea te asigur că te vor duce acolo unde vrei tu. Trebuie doar să-i dai timp. Uitați-vă cam câte clipuri mi-au luat mie ca să ajung la 1000 de abonați. Am început în iulie 2017 și abia în august 2018 am reușit să ajung la 1000 de abonați. Nu am stat să mă plâng că nu mă iubește algoritmul. Nu am stat să ascult mesajele de hate care tot îmi spuneau, îmi transmiteau non-stop, că eu nu am voie să vorbesc despre cum să crești pe YouTube dacă am sub 1000 de abonați. Am lăsat capul în jos și m-am gândit de fiecare dată cum să fac videoclipuri care să ajute o anumită grupă de oameni, cei care căutau să crească pe YouTube. Următorul videoclip pe care sugerez să-l urmărești este cel din partea stângă, este un videoclip despre cum să faci 4000 de ore de vizionare. Cele două clipuri sunt legate dacă vrei să obții monetizarea pe YouTube. Ne vedem acolo. Dacă nu ai învățat încă cum să faci 1000 de abonați lunar, înseamnă că nu te folosești de algoritmul de căutare YouTube. Și cu acest clip vreau să schimbăm lucrul acesta. Să-i dăm drumul. Unul din cele mai bune metode de a crește la început pe YouTube este să te folosești de căutările YouTube. Văd pe live-uri foarte mulți YouTuberi care încă nu știu să folosească algoritmul de creștere pe YouTube, așa că eu consider că trebuie să oprim chestia asta pentru că e clar, YouTuberii mici își pun piedică în momentul în care e vorba de a face vizualizări pe YouTube. Chiar dacă videoclipurile tale nu sunt cele mai bune. Totuși, dacă știi să te folosești de algoritmul de căutare YouTube, vei ajunge în față și depinde de tine să rămâi acolo. Trebuie însă să faci un lucru corect pentru că în acest moment sunt foarte mulți care vor greși dacă se focalizează pe anumite lucruri. Și anume, văd foarte multe canale mici care încearcă să țintească foarte multe cuvinte care au căutări multe, cuvinte cu competiție mare până la urmă, ce este o mare greșeală pentru că te-a pus să concurezi cu un canal mare care deja are audiență deci nu vei avea nicio șansă. Ce poți face în cazul asta? În primul rând, clar, te vei focaliza și pe cuvintele cheie cu căutări multe și cu concurență mare dar acestea să fie maxim 20% din procentul de conținut pe care îl faci și apoi restul de 80% încearcă să te focalizezi pe cuvinte cheie cu căutări mai puține, dar în același timp care țintesc un anumit public foarte nișat, al care îți va aduce garantat mai multe vizualizări. Din vizualizări, bineînțeles, rezultă și abonări. Există totuși un pas peste care nu trebuie să sari. La început, focalizându-te pe astfel de cuvinte mai nișate, vei vedea că vei avea puține vizionări. Și asta poate la început să te descurajeze, doar că te rog, ai răbdare. Continuând să postezi constant, adică să zicem cel puțin măcar o dată pe săptămână, vei vedea că încet încet se adună vizionările, vei vedea că oamenii încep să vină la tine pe canal și să se aboneze. Și uite așa, vei începe să aduni sute de vizionări în fiecare zi. Sunt curios ce părere ai, dacă vei avea sute de vizionări pe zi, te va motiva asta să, să continui să postezi videoclipuri? Eu cred că da, pentru că pe mine mă motivează foarte tare în momentul în care văd că oamenii intră și îmi văd videoclipurile și chiar dau acel buton de subscribe, chiar apasă acel buton de subscribe, făcând lucrul acesta focalizându-te pe anumite cuvinte cheie cu mai puțină concurență, te asigur că vei ajunge la acei 1000 de abonați lunar pe care ai posibilitatea să-i faci și pe care dacă încă nu-i faci, înseamnă că ceva faci greșit. Să-i dăm drum mai departe și să vedem exact cum găsim aceste cuvinte cheie cu mai puțină concurență. Eu folosesc o unealtă gratuită, se numește TubeBuddy. TubeBuddy este o unealtă pe care poți să o instalezi pe orice browser, să zicem pe Chrome, pe Mozilla, pe Opera, pe noul Edge de la Windows. Pe toate acestea poți să-ți instalezi Tubebuddy și E o unealtă foarte bună pentru începători cât și pentru avansați. După ce ți instalezi TubeBuddy, va trebui să găsești cel puțin 25 de fraze, de grupuri de cuvinte, care să-ți aducă vizionări. După ce ți-ai instalat TubeBuddy, găsești în partea de sus acest buton, dai click pe el și ai aici Keyword Explorer. Launch Keyword Explorer și începi. Te gândești la două cuvinte care să aibă legătură cu videoclipurile pe care vrei tu să le postezi în săptămânile următoare și le scrii. De exemplu, rețete de... să vedem ce... -t -t -t. și de ce îți explic aici, băi. Încep să scrii cu A, aripioare de pui. Îți noteze dacă e ceva care te interesează. B, borș, biscuiți. O mulțime de sugestii în momentul acesta. Nu uitați că după ce v-ați găsit aceste cuvinte pe care ați vrea să le folosiți. Ia să vedem, metodă de borș de casă. O sugestie de la Body. În acest moment spune că este bun. Adică cu cât e mai aproape de verde la acesta, cu atât vei avea mai mult succes cu titlul respectiv. Rețete de, să găsim ceva, prăjituri simple. Ia să vedeți că vă mai dau și alte sugestii cei de la TubeBuddy. Din nou aici mai bine, mai vedem ce putem să mai avem. Rețete de iftele din carne de porc. Ca idee, astea sunt metodele. Voi trebuie apoi să începeți să căutați cuvinte cheie care să aibă acest overall score cât mai aproape de 100%. Da? Deci dacă în momentul în care a, a ajuns de la verde sau verde închis, deja este foarte bun de folosit pe viitoarele voastre videoclipuri. Notează-ți toate aceste fraze pe care le-ai descoperit și apoi începe să faci clipuri despre ele. În felul acesta te asigur că vei reuși să ajungi în fața unor youtuberi care nu folosesc nicio metodă, pun titluri așa cum au văzut ei la youtuberii mari, dar în niciun caz nu le vor aduce vizionări. Deci tu te-ai focalizat pe niște cuvinte cheie care îți vor aduce garantat vizionări tot mai multe, pentru că astea se adună și bineînțeles oamenii te vor descoperi și se vor abona și vei descoperi că vei începe să faci abonați tot mai mult și vei ajunge la această sumă de abonați de 1000 despre care vorbeam la începutul clipului. Gândește-te însă că, ok, ai făcut vizionări, i-a dus pe oameni pe clipurile tale. Ce faci de aici încolo? Va trebui și să-i ții pe oameni pe clipuri cât mai mult pentru că asta place YouTube. Cum uiți pe oameni pe clipurile tale? Am în stânga un clip pentru tine și ne vedem acolo. Și cam așa am găsit un termen foarte bun pentru viitorul meu clip. Dacă ai un canal de YouTube sub 1000 de abonați și te chinui să faci vizualizări, hai să-ți arăt eu cum am reușit să ajung de la câteva vizualizări pe zi la câteva sute de vizualizări pe oră, urmând strategia pe care ți-o voi arăta și ție. Primul pas, găsește un subiect bun despre care să vorbești. Deși mulți nu înțeleg asta, e foarte important pentru a face vizualizări subiectul efectiv despre care vorbești. Știu, am spus de câteva ori că trebuie să fii constant pe YouTube și mulți au înțeles din asta că dacă postează din nou și din nou, la un moment dat vor crește pe YouTube, ceea ce nu este neapărat corect. Ai nevoie de subiectul corect pentru audiența corectă. În primul rând, vezi cine sunt oamenii pe care vrei să ai ca abonați la tine pe canal. Nu toată lumea trebuie să-ți fie abonat la tine. Și apoi dă subiecte pentru acele persoane. Pentru a găsi un subiect bun, folosesc o unealtă numită TubeBuddy, o unealtă pe care vă recomand și vouă. Puteți să o instalați gratuit folosind linkul din descriere și dacă vreți și variantele plătite, folosiți un cod de reducere Maps SEO, România. Voi folosi varianta varianta gratuită a și dacă între timp vă veți gândi să folosiți și restul variantelor plătite, chiar v-am lăsat mai devreme ce trebuie să faceți. Folosiți varianta gratuită pentru că sunt convins că cei mai mulți dintre voi veți folosi la început această variantă. Să ne gândim la cine este abonatul pe care l-aș dori eu pe canalul meu, un canal care se ocupă de vizualizări pe YouTube, de abonați pe YouTube, de bani pe YouTube și așa mai departe. Hai să zicem bani pe YouTube, bani din YouTube. Vedem că deja este sugerat aici. Asta o luăm apoi și o introducem în TubeBuddy. După ce am instalat extensia la Keyword Explorer. Explorer. tine minte, aici nu punem titlul viitorului nostru clip, ci punem cuvinte cheie, termen pe care vrem să-i folosim apoi în titlu, în videoclip și așa mai departe. În momentul acesta, vedem, avem aceste explicații, adică volumul de căutări este mediu, competiția este medie și uh, puterea de optimizare pentru canal este mică, așa că putem să facem uh, lucruri de acest. Dar, mai de grijă, acest sistem de culori este ca la semafor, adică dacă este roșu, tai, dacă este galben, atunci uh, te gândești dacă riști sau nu. Dacă este verde, abia atunci treci. La și aici am ajuns undeva între roșu și galben, deci este destul de periculos să folosim. Vă uitați apoi în partea dreaptă, foarte important. De asta îmi place foarte mult TubeBuddy pentru că îmi dă căutări care au legătură cu cuvintele noastre cheie. Lumea caută acest termen și vedem... Aici căutări care au legătură cu cuvintele noastre cheie. Vedem aici bani din YouTube România. Vedem și de pe Google, la fel căutări similare. Rămânem la căutările de pe YouTube și am, mi s-a confirmat că bani din YouTube România este un termen căutat și vom vedea cum crește scorul. Excelent în momentul acesta. Din punctul meu de vedere este un lucru pe care putem să-l folosim apoi în titlul nostru. Dacă vreți și mai departe putem să mergem câți bani faci din YouTube România, dar pentru mine este, este foarte bine. Competiția este mică, optimizarea este puțină la celelalte clipuri și să-și volum este destul de mare pentru un canal mic. Repet, action. Putem să salvăm acest text pentru viitoarele clipuri și cam așa am găsit un termen foarte bun pentru viitorul meu clip. Hai să vedem mai departe ce facem cu el. E un termen foarte bun, dar e clar că un scor mare în TubeBuddy nu presupune că vei avea și vizualizări foarte multe. Poți să ai și 100 din 100 de puncte și tot nu garantează că vei avea multe vizualizări pentru că depinde foarte mult cum se va comporta clipul tău în fața privitorilor. De ce facem astfel de căutări? Pentru că nu putem să punem orice titlu pe clipurile noastre și să sperăm să avem vizualizări, mai ales când e un canal mic. Da, un canal mare poate să pună orice titlu pentru că va avea vizualizări, dar noi, aflați la început, trebuie să găsim subiecte despre care să vorbim. Următorul lucru pe care îl facem este să copiem textul și să mergem în căutările YouTube, în search bar. Facem acest lucru pentru că vrem să vedem. În primul rând, cine este competiția noastră pe aceste cuvinte cheie, pe acești termeni? Cine a mai făcut astfel de clipuri? Ne uităm la modul în care și-au făcut titlul, la modul în care au făcut thumbnail-ul, cât de lungi sunt clipurile și așa mai departe. Deci nu e doar despre a găsi cuvinte, cheie și atât. Mergem la filtrează, mergem la anul acesta pentru a vedea clipuri de actualitate care fac vizualizări și apoi ne vom uita dacă aceste canale au mai puține abonați decât număr de vizualizări. Asta ne spune că e un tip de subiecte pe care oamenii îl caută. De exemplu, vedem aici 10,2 de abonați și 18.000 de vizualizări. Deodată, e clar, e un tip de conținut care atrage ce mai vedem aici? și o video la succes online cu 658 de abonați cu 3000 de vizualizări. Simplu ce înseamnă puterea cuvintelor cheie. Ne uităm apoi la thumbnail și vedem că majoritatea dintre ele conțin fie bani efectiv, fie sumele de bani câștigate și așa mai departe. Deci, din nou, e clar că videoclipurile de la început, cele care au succes, arată oamenilor rezultatul final, ceea ce caută ei de fapt de la clipurile noastre. Ne putem uita apoi și la lungimea videoclipurilor, dar mare atenție, lungimea unui videoclip nu garantează și succesul, pentru că în teorie, dacă aveți videoclipuri la fel, care se comportă la fel în căutări, rată de click și așa mai departe, un videoclip mai lung câștigă, pentru că îi va ține mai mult pe oameni pe clip. Dar, dacă tu faci un clip mai lung doar de dragul de a face un clip mai lung, asta înseamnă că poți să plictisești oamenii să plece. Așa că nu face un clip lung doar de dragul de a fi lung, ci să oferi cât mai multă valoare în acel clip. Acum Trebuie să ne gândim cum să facem un titlu și un thumbnail care să atragă click. Gândiți-vă că titlul trebuie să aibă într adevăr și cuvinte cheie, dar în același timp trebuie să atragă privirea și clicul oamenilor. Deci structurați-vă titlul într-un fel în care să trezească curiozitate, să trezească dorința de a da click pe, pe acel titlu. De multe ori am auzit oameni care spun că YouTube are ceva cu ei, că îi ține în loc, că se promovează doar conținut prost pe YouTube și așa mai departe. Dacă analizăm la rece, e clar că un colos cum este YouTube nu are ce să aibă cu un canal mic din România. Deci e clar, dacă nu crești pe această platformă, ar trebui să te uiți la ceea ce faci tu, la modul în care te prezinți tu. Dacă nu faci un titlu și un thumbnail care să-i oprească pe oameni din a da scroll, degeaba mai faci conținut. Rolul YouTube este să țină oamenii cât mai mult pe platforma sa. Și dacă tu nu reușești nici măcar să-i faci pe oameni să dea click, de ce te-ar promova? Hai să vedem cum gândesc eu în momentul în care fac un clip. Ce vreau eu pe clipurile mele? Ce gen de oameni? Păi, în primul rând, aș vrea YouTuberi începători, YouTuberi care încă nu au monetizat clipurile sau oameni care sunt la început și deși au monetizat canalul, încă nu fac destul de mulți bani. Cum ar trebui să sune un titlu care să-i atragă pe acești oameni? Un titlu la care m-am gândit pentru acest exercițiu e Câți bani faci din YouTube în România și în paranteză scris cu dovezi. Creează curiozitate, creează nevoia de a vedea efectiv acele dovezi și plus conține și cuvintele cheie de care avem nevoie în căutări. thumbnail este extraordinar de important în a opri scroll-ul acela de care vorbeam. Mulți youtuberi încep chiar cu thumbnail-ul în momentul în care vor să facă un videoclip și după aia în funcție de acel thumbnail hotărăsc mai departe cum decurge videoclipul, așa că mare atenție la thumbnail. Dar noi deja am spus titlul, exact știm la ce ne vom referi, deci am spus că e vorba de dovezi. Deci ce am putea să facem ca să îi oprim pe oamenii care caută astfel de clipuri în care să vadă cât se poate câștiga din YouTube în România. Am putea să arătăm bani, cum au făcut alții, am putea să arătăm niște cifre acolo, cum au făcut alții, sau am putea să arătăm, ceea ce am promis eu, dovezi, zona din Analytics care arată exact suma câștigată. Cu oricare dintre ele am putea să atragem clicul. Bineînțeles, te sfătuiesc să ai cel puțin două thumbnail de fiecare dată, astfel încât în momentul în care unul dintre ele nu funcționează, să poți să schimbi cu celălalt, și să vezi dacă nu cumva poți să atragi mai multe clicuri. De exemplu, un lucru pe care l-am văzut că funcționează la mine pe Thumbnail-uri, în momentul în care vorbesc despre YouTube, este butonul de la YouTube sau logo-ul de la YouTube. Așa că gândiți vă și voi pe domeniul vostru cum ați putea să implementați această informație. Dacă vrei câteva sfaturi mai neobișnuite despre cum să crești pe YouTube, am un clip în partea stângă despre asta și ne vedem acolo. Vrei să faci primii 1000 de abonați? Acesta nu este încă un videoclip cu care ești tu obișnuit. Îți voi prezenta câteva lucruri care sunt 100% convins că te vor ajuta să ajungi mult mai repede la cei 1000 de abonați. Rămâi până la capăt să vezi despre ce este vorba, pentru că sunt convins că vei găsi și tu măcar ceva care să te ajute. Pentru asta ne vom folosi fix de datele de pe canalul tău de YouTube, asta pentru că datele nu min. Dar pentru a avea date, ai nevoie mai întâi de ceva conținut. Așa că înainte să aplici aceste lucruri pe care urmează să ți le spun, postează măcar 25 de videoclipuri pentru a avea cât de cât niște date. Am spus 25 de videoclipuri, dar cu cât sunt mai multe videoclipuri, cu atât mai bine, cu atât vei avea mai multe date cu care să lucrezi. Nu uita că pe aceste videoclipuri de început să oferi cât mai multă valoare, să-ți dai cât mai mult silința să faci aceste videoclipuri bune. Adică nu pur și simplu ai trântit 25 de videoclipuri și sper să obții niște date. Că nu funcționează așa. Deci încearcă să oferi primele clipuri cu valoare cât postul de mare. Mergem apoi la date statistice în YouTube Studio. Mergem la afișează mai multe. Mergem la sursă de trafic. De aici mergi la videoclipuri sugerate. Și bineînțeles aici la date ultimele 90 de zile. Foarte important lucrul acesta. Sursa asta de trafic ne interesează foarte mult pentru că e, bineînțeles, cea mai importantă sursă de vizualizări de pe YouTube, videoclipuri sugerate. Dacă reușești să câștigi algoritmul de partea ta, te asigur că din aceste vizualizări de pe videoclipuri sugerate, canalul tău efectiv va crește și vei trece repede de acești 1000 de abonați. Pur și simplu, YouTube ia videoclipurile tale și le împinge către oameni care încă nu te cunosc. Canalele cele mai mari de pe YouTube au ca sursă de vizualizări videoclipurile sugerate. Soluția este foarte simplă. Du-te în date statistice acolo unde am arătat eu alege de pe primele 5 și vezi dacă sunt videoclipuri de pe alte canale care te sugerează, fă videoclipuri cu același subiect, dar dacă ești ca în cazul meu, în care foarte multe dintre aceste videoclipuri de pe primele 5 locuri sunt tot de la mine, bineînțeles reiau subiectele, dar le reiau cu mai multă informație, cu un alt fel de hook, cu un alt fel de editare mai bun și încerc să ofer mai multă valoare, poate chiar partea a doua a unui videoclip de genul ăsta. YouTube mă sugerează de pe videoclipuri de genul ăsta. E clar că audiența mea caută genul ăsta de subiecte, așa că mă vor ajuta foarte mult să fac mai mulți abonați dacă fac videoclipuri în genul ăsta. Strategia este foarte simplă, dar trebuie să o și folosești. Vedeți deja eu pun în practică chestia asta, uitați-vă la titlul de pe primul videoclip, uitați-vă la titlul de pe clipul pe care sunteți la momentul ăsta. Vedeți că sunt videoclipuri cu titluri asemănătoare, dar efectiv videoclipul în sine este diferit. Vă prezint și o unealtă care o să vă ajute să înțelegeți mai bine partea asta de algoritm, se cheamă Morning Fame, aveți link în descriere pentru această unealtă, vedeți aici la partea de algoritm. Nu uitați primele 30 de zile le veți avea gratuite, așa că puteți să verificați chestia asta și voi. Mergeți la partea de Algoritm pentru videoclipuri sugerate. Vedeți exact care sunt videoclipurile care atrag vizualizări din videoclipuri sugerate, care sunt canale care vă recomandă cel mai mult. După cum vedeți, aici apar videoclipuri de genul ăsta. Deci, efectiv, canalul meu trimite vizualizări către alte clipuri de ale mele, ceea ce este foarte bine. Apoi, alte canale care de-a lângul timpului trimit și ele prin aceste tipuri de videoclipuri, vizualizări către mine și eu acum ar trebui să fac videoclipuri care au legătură cu genul ăsta de subiect. Super simplu, din punctul meu de vedere, ușor de folosit de toată lumea. E o unealtă care vă va ajuta foarte mult în viața voastră de YouTuber. Pe lângă vizualizările din videoclipuri sugerate, gândiți-vă să faceți vizualizări din căutări. De ce? Pentru că din căutări au cele mai mari șanse canalele mici să facă vizualizări. E mult mai simplu pentru un canal mic să facă vizualizări din căutări decât din restul zonelor de pe YouTube. Mergeți din nou în YouTube Studio, date statistice, afișează mai multe, din nou sursă de trafic și bineînțeles Mergem la căutare YouTube de data asta și cum am făcut data trecută, 90 de zile pentru a vedea mai bine bă, cum se mișcă noul nostru canal. Deci acestea sunt cuvinte cheie care mi-aduc mie vizualizări pe videoclipurile mele în acest moment. Ce poți să faci? Ei primii 5 termeni. Bineînțeles, eu aici voi ignora că e numele canalului, dar apoi iau următorii 5 termeni și fac videoclipuri despre ele în funcție de nișa mea, în funcție de viitoarele subiecte pe care le vreau eu pe canal și așa mai departe. Deci analizați dacă termenii ăștia se potrivesc cu ceea ce vreți voi să faceți pe canal și să promovați mai departe videoclipuri care să conțină cuvintele astea cheie. Super simplu, nu aveți decât să alegeți de aici. Mergem din nou în Morning Fame și la algoritmul de căutare YouTube. Vedeți că este pe primul loc. Eu fiind un canal educativ, de obicei de aici îmi trag cele mai multe vizualizări. Voi, în funcție de nișa pe care o aveți, puteți să aveți la fel ca mine sau puteți să aveți alte surse de vizualizări. După Cum vedeți aici, avem top search și mi arată exact termenul de căutare și pe ce videoclipuri mi-a adus vizualizări. Program editat gratuit, YouTube Short, aplicație de editat videoclipuri și așa mai departe. Vedeți cum funcționează în momentul ăsta căutările YouTube și ce vizualizări mi-aduc pe canal. Așa ca o notă personală, ar trebui să fac mai multe videoclipuri despre programe de editat gratuit și aplicații de editare gratuită. Se pare că oamenii sunt în căutare de astfel de informații și mi-ar aduce foarte multe vizualizări pe canal. Dacă ești la început de drum, sunt convins că datele statistice te vor face să te simți copleșit, să zic așa. Dar ai văzut cum am făcut eu, e foarte simplu și pentru tine nu trebuie să faci cine știe ce artificii spectaculoase, sunt strategii puternice care te vor ajuta pe viitor să faci mai multe vizualizări și bineînțeles din mai multe vizualizări rezultă mai mulți abonați. Hai să-ți mai arăt ceva care să te ajute să faci mai mulți abonați. Din nou, YouTube Studio, date statistice, că am vorbit că vom folosi datele statistici. Afișează mai multe, sursa abonării. Mergem pe pagina de vizionare YouTube, pentru că e mai greu de crezut că voi face abonați din alte zone. Efectiv, de obicei, de pe pagina videoclipului se fac. Și mergem pe ultimele 90 de zile. Vedem aici care sunt videoclipurile care mi-au adus cei mai mulți abonați în ultimele 90 de zile. După cum vedeți, din nou, despre cum să faci primii abonați și așa mai departe. De aici și titlul videoclipului pe care sunteți. Deci ceea ce vă spun vouă, practic și eu, și sper să vedem foarte multe rezultate pozitive din acest punct de vedere. De ce folosim datele statistice? Păi dacă prietenii, eu știu, abonații, oameni din jurul tău te pot minți pentru că vor să te facă să te simți bine, datele statistice nu -mi. Aici putem să vedem ce putem să folosim ca să creștem, aici putem să vedem ce facem greșit și să nu mai facem ca să nu ne punem piedici și așa mai departe. Datele sunt cele mai bune prieteni ale noastre, fie că e vorba de youtuber mici, fie că e vorba de youtuber mari, toți trebuie să învățăm să citim aceste date statistice, mai ales părțile importante, nu chiar orice, și veți face mult mai multe lucruri pozitive pe această platformă. După cum spuneam, chiar și Morning Fame vă va ajuta foarte mult în această întreprindere a voastră, pentru că ați văzut, vă arată mai ușor cum se citesc aceste date statistice. Acum că am vorbit de algoritm, de date statistice și așa mai departe, trebuie să înțelegeți un singur lucru. Toate acestea au legătură cu crearea relații cu oameni. YouTube spune foarte clar dacă tu satisfaci privitorul, atunci algoritmul te va ajuta pentru că algoritmul urmărește privitorul. E foarte simplu și tu asta trebuie să faci de fapt, să creezi această conexiune cu audiența ta, cu oamenii care te urmăresc o dată de două ori la tine pe canal. Apropie-te prin conținutul tău de oameni, pentru că dacă ai câștigat oamenii, până la urmă ai câștigat tot ce înseamnă algoritm de partea ta. De aia o altă strategie extrem de importantă este să fii constant, să postezi constant să fii constant în tipul de subiecte pe care îl faci. Deci nu doar postările, dar și tipul de subiecte să fie constant. De ce? Pentru că oamenii, când vin la tine pe canal, trebuie să știe că vor primi conținut în continuare de la tine, în același timp că vor primi conținut care e interesant pentru ei. Deci pune-te în locul oamenilor și întreabă tot timpul de ce s-ar abona omul ăsta la mine pe canal. Să zicem că mă descoperă odată, dar de ce s-ar abona la mine pe canal? De ce ar trebui să devină abonat astfel încât să primească și restul videoclipurilor mele? Ce îi ofer eu? Și dacă vreți să mă verificați, vedeți dacă are relevanță sau nu ceea ce spun eu, reveniți pe videoclipul ăsta la câteva luni distanță și vedeți dacă a dat rezultate, dacă a făcut mai multe vizualizări în primul rând. Eu sper din tot sufletul ca ceea ce am spus să aibă relevanță pentru că, e clar, datele nu mă mint. Dacă vrei să faci și cele 4000 de ore de vizionare pe canalul tău de YouTube mai repede, am un videoclip în partea stângă și ne găsim acolo. Foarte mulți YouTuberi aflați la început de drum vor să facă cât mai rapid 1000 de abonați fie că e vorba despre monetizare, fie că e vorba de alte opțiuni pe care vor să le primească de la YouTube, 1000 de abonați este un prag foarte important, un prag pe care foarte mulți și îl doresc cât mai repede. Dacă te gândești să faci 1000 de abonați cât se poate de repede, îți spun de pe acum, secretul stă în a face cât mai multe vizualizări. Stai departe de abonările reciproce, stai departe de promovări, stai departe de cumpărare de abonați pentru că nu te ajută deloc ce nu se de abonați, fie se vor șterge, fie sunt pur și simplu inactivi. Deci singurul mod de a face pe bune abonați este să i faci organic, adică să faci foarte multe vizualizări. În primul rând, un canal aflat la început de drum trebuie să facă vizualizări din căutări. Asta pentru că un videoclip care apare sus în căutări va face foarte multe vizualizări pe o perioadă mare de timp, chiar ani de zile. Ca să faci vizualizări cu această metodă, ai două opțiuni. În primul rând, Găsești cuvinte cheie care au foarte mare căutare sau, în al doilea rând, găsești cuvinte cheie cu mai puțină concurență, dar bineînțeles, și mai puțin căutate și atunci vei face mai puține vizualizări. Pentru ambele opțiuni, dar mai ales pentru prima, te sfătuiesc să mergi la canale de YouTube care deja fac vizualizări pe subiectele pe care dorești și tu să le faci. Îți instalezi apoi pluginul celor de la TubeBuddy, extensia de Chrome de Opera de Mozilla și așa mai departe și intre pe acele clipuri. Merge apoi la tagurile acelor clipuri și dai click pe ele. Apoi ai în partea dreaptă Related Searches, care sunt căutări care au legătură cu acele cuvinte cheie pe care ți le dorești și tu. Dai click pe fiecare dintre ele și urmărești apoi ce spun la Search Vol. Ideal ar fi să găsești cuvinte cheie care au căutări foarte multe, dar un volum de concurență mic, adică oameni mai puțini care s-au ocupat de acele subiecte. Dacă totuși nu ai această situație ideală, te sfătuiesc mai degrabă să cauți subiectele care au un volum de căutări foarte mare. Pentru că în felul acesta poți și tu să te poziționezi mai sus pe aceste căutări și încet încet vei aduna acea durată de vizionare și acei abonați pe care ți dorești tu. Deci, ideal este să fie cu căutări multe și cu concurență mică, dar dacă nu se poate, Uite-te acolo în dreptul volumului de căutări și aia să-ți alegi dacă e mai mare. Bineînțeles, nu e de ajuns să pui în titlu doar cuvintele cheie, pentru că nu așa funcționează. Un titlu care conține doar cuvintele cheie va atrage foarte greu clicul, e un titlu plictisitor și, bineînțeles, va fi ignorat de oameni. Trebuie să cauți formate de titluri care prind, formate de titluri care fac vizualizări și, bineînțeles, adaugi propriile tale cuvinte sau să inventezi tu formate care să atragă clicul. Eu încerc să fac ambele modalități de a construi titluri și mă ajută foarte mult faptul că stau pe YouTube și urmăresc YouTuberii mari care au foarte multe vizualizări pe anumite clipuri, mă uit să văd cum își structurează ei videoclipurile și încerc să văd ce tipare Atrag mai repede clicul. De exemplu, pentru programe de editat video am făcut titlul Top programe de editat video gratis. Pentru aplicații de editare am făcut 10 aplicații geniale de editat videoclipul. Deci, cuvintele cheie sunt programe de editat video, aplicații de editare. Pentru aplicații pentru live am scris aplicații recomandate să faci live. Pentru tutorial Streamlabs am adăugat cea mai bună aplicație, adică am adăugat pe lângă cuvintele cheie și fraze sau alte cuvinte care să-i facă pe oameni curioși și să dea click apoi pe titlul respective. Deci, atenție, nu e de ajuns să pui cuvintele cheie în titlu, trebuie să îi faci titlul respectiv să fie convingător, să-i faci pe oameni să dea click. Următoarea metodă de a face vizualizări și implicit abonați este să mergi pe trenduri. Indiferent de nișa pe care ești, mai devreme sau mai târziu se vor ivi și situații în care să te folosești de trenduri. Și am să vă dau un exemplu. Am găsit pe Reddit căutând diverse lucruri despre YouTube și YouTuberi un mesaj a cuiva care a reușit să facă într-o săptămână 130 de abonați cu un canal nou 90 de la 0 într-o săptămână 130 de abonați și explică și cum a făcut acest lucru. Pur și simplu a luat un joc care e în training la acest moment, un joc nou care e căutat și a văzut că nu sunt tutoriale despre acel joc, așa că s-a apucat să facă tutoriale despre un joc nou apărut, un joc căutat de oameni. Cu această ocazie a mers pe audiența jocului respectiv și a adunat foarte multe vizualizări și bineînțeles abonați mulți pentru un canal de la zero, repet, de la zero, la 130 de abonați în o săptămână. Pe o nișă plictisitoare cum am eu, trendurile sunt legate de noile modificări YouTube, atât în privința algoritmului său, în privința legislației pe care o aplică, modificărilor în ceea ce privește aspectul site-ului lor și așa mai departe. Deci genul ăsta de videoclipuri prinde bine la mine și fac multe vizualizări. Videoclipuri, de exemplu, despre Copa, care au afectat foarte mult YouTuberii, sau despre noile impozitări pe care americanii le aplică tuturor youtuberilor, au făcut foarte multe vizualizări într-un timp scurt, comparativ cu ceea ce obțineam la alte videoclipuri. Deci trebuie să țineți cont că un videoclip în trending va face vizualizări mai multe sau mai puține în funcție și de nișa respectivă. Bineînțeles, eu nu am cum să fac pe nișa mea milioane de vizualizări în câteva zile, pentru că e clar că nu se va putea, dar în același timp te poți face foarte multe vizualizări și pe nișa mea. Clipurile se de obicei merg foarte bine pentru că există căutare, dar nimeni sau prea puțini oameni au făcut videoclipuri, așa că e o concurență extrem de mică, deci se suprapună căutarea foarte mare pe o concurență extrem de mică. O altă metodă să faci abonați rapid cu un singur videoclip este să faci colaborări pe nișa ta. Atenție! Colaborări, nu promovări. Adică te duci la un canal mai mare decât tine, și colaborezi cu el, astfel încât el îți va trimite din oamenii pe care îi are el în audiență către tine. Atenție, e foarte important să ai conținut măcar la fel de bun cu canalul cu care colaborezi pentru a funcționa lucrul acesta. De asemenea, nu mergeți la canalele cu mult mai mari decât cel pe care le dețineți voi, pentru că e clar, veți fi ignorați. Este deci, tot timpul trebuie să păstrați un raport destul de bun între ceea ce aveți voi, ceea ce simtiți pentru colaborare. De asemenea, tot timpul să aveți un plan bine pregătit pentru colaborare, adică vă duceți la om și spuneți vreau să fac asta, asta și asta, nu trebuie decât să faci asta, asta și asta, în rest mă ocup eu de filmare, de editare, de postă și așa mai departe ce vrei tu, nu trebuie decât tu să împui linkul canalului meu în ecranul de final sau în descriere sau în primul comentariu sau să pur și simplu să vorbești la final despre, despre canalul meu și așa mai departe. Adică lucruri de genul ăsta, ideea este să fie un plan bine făcut, un plan de la început până la sfârșit deja structurat, astfel încât omul să nu trebuiască să mai gândească el foarte mult și de cele mai multe ori veți vedea că sunt persoane care sunt încântate să aibă conținut nou pentru care nu muncesc pe propriul canal. Niciodată, dar niciodată să nu încerci să-i faci pe prietenii tăi, pe colegii tăi, pe rudele tale să se aboneze și să se uite la clipurile tale, cel puțin când sunteți la început de drum. Asta pentru că sunt de fapt cel mai prost public pe care puteți să-l aveți voi pe canal. Oamenii vor zice că da, lasă că mă uit, mă și abonez la canalul tău. De fapt se uită foarte puțin, vor deveni inactivi și atunci nu vă vor ajuta foarte mult. Deci stați departe de genul ăsta de public pentru că nu vă ajută. Știu că pare tentant să-i convinge să se aboneze, sunt oamenii care vă pot aduce numere, dar numărul ăla de abonați nu vă ajută cu nimic. De asemenea, aveți grijă, nu promovați videoclipurile voastre pe grupuri de Facebook sau pe server de Discord, pentru că de cele mai multe ori acolo veți fi considerați spammer, aveți grijă foarte mare dacă încercați să promovați pe ce fel de comunități promovați, pentru că s-ar putea să vă facă mai mult rău decât bine. Dar, dacă vreți să știți cum funcționează cu adevărat algoritmul YouTube și ce trebuie ca să construiți un canal pe bune cu multe vizualizări, am un videoclip în partea stângă și ne găsim acolo. În acest videoclip îți voi arăta cum să faci 1000 de abonați mai repede decât crezi. Dar te avertizez, acesta nu este un videoclip despre trucuri, acesta nu este un videoclip despre hack -uri. acesta nu este un videoclip despre programe minune care să-ți aducă abonați sau mai știu eu ce prostii care de fapt ți-ar îngropa canalul. Vreau să-ți explic cum să crește cu adevărat pe YouTube, astfel încât să ajungi chiar să și monetizezi canalul și poate în viitor chiar să transformi acest canal într-o afacere. În primul rând, gândește-te ce ofer tu privitorului? Și nu trece ușor peste chestia asta, pentru că chiar te rog să te așezi un pic pe scaun, te gândești, bă, canalul meu, ce oferă omului care se uită la mine? E cel mai important lucru ca să-i faci pe oameni să se aboneze. Dacă nu știi care este valoarea pe care o ofer tu privitorului, focalizează te să o găsești, pentru că doar în felul ăsta vei reuși să crești. Altfel nu se poate. Știi de ce? Pentru că privitorii sunt oameni inteligenți care știu foarte bine ce își doresc. Iar tu. Ca om care creează conținut pe YouTube, trebuie să le ofere acest lucru pe care ei și-l doresc. Nu? Se poate altfel. De asta atunci când facem recenzii pe canalele voastre, vă tot bat la cap. Pune pe banner, pune în tabul despre lucrurile care le oferi tu prin clipurile tale privitorilor. Da, în felul ăsta foarte scurt, fără artificii, fără floricele sau mai știu eu ce. Pe acest canal veți vedea și aici introduci tu subiectul pe care vrei să-l baci pe canalul tău. Uite-te la mine, am făcut un canal pentru YouTuberi. Uite-te la banner, e clar despre ce e vorba pe canalul meu. De asemenea, uite și la tabul despre. Fix ce interesează un YouTuber. Fiind foarte clar în ceea ce ofer, nu mint, nu promit tot felul de alte lucruri, pur și simplu spun clar ce le voi oferi oamenilor și oamenii se abonează mai repede. Ideea videoclipului mi-a venit la un moment dat când făceam una dintre recenzii pe canalul meu. Era un canal de YouTube care făcea tutoriale și am văzut acolo cum posta diferite tipuri de subiecte. Și, deși unele videoclipuri făceau vizualizări, altele nu făceau deloc și, mai mult de atâta, nu reușea să adune abonați și nici nu reușea să-și creeze comunitatea pe care și-ar fi creat dacă se focalizează mai mult. Gândește la chestia asta. Atâta timp cât omul nu știe ce va primi în viitor de pe canalul tău, de ce să se aboneze. De exemplu, postezi un videoclip despre <cute> un tutorial pentru Android. Și vin o mulțime de oameni pe canalul tău, unii chiar se abonează, unii zic mamă ce care nu are tare, după care următorul videoclip este despre bancomate becere. Total derutant, oamenii vor fi supărați că au intrat la tine pe canal, oamenii vor fi derutați, mulți se vor dezabona, mulți nu mai intră niciodată la tine pe canal. Mai mult. Dacă spui oamenilor de pe clipul tău abonați-vă, cei mai mulți vor ignora chestia asta, pentru că deja au auzit de nu știu câte ori. Dar dacă spun abonați-vă pentru că veți vedea clipuri despre subiectul X, cei pasionați de subiectul X se abonează. Da, deodată le deschizi mintea, băi, stai așa că acesta este un canal care mi oferă mie clipuri care mă interesează. Deci, hai să mă abonez pentru că și pe viitor voi primi clipuri de genul ăsta. Ai fost clar pentru ei, știu ce primesc, asta își doresc, câștigă ei și câștigi și tu. Al doilea punct este despre secțiunea comentarii. Nu e un truc, nu e cine știe ce, hex sau mai știu ce. E o metodă foarte bună de a face abonați. Răspunde la toate comentariile de la tine de pe clip. Dacă ai un canal mic, nu ai nicio scuză să nu răspunzi la toate comentariile de la tine de pe canal. Asta pentru că nu sunt foarte multe. Dacă când vei avea un canal de 1 milion de abonați e mai greu. Dar deocamdată trebuie să răspunzi la toate comentariile. Și nu răspunde printr-un cuvânt, să zicem, da, nu, ok, mulțumesc și așa mai departe. Încearcă tot timpul să creezi o discuție. pune întrebări, vezi ce interesează, poate le mai oferi și alte clipuri și ai grijă ca niciodată să nu închizi tu discuția. Pentru oamenii care intră la tine pe canal și văd că tu le răspunzi la comentarii, chestia asta devine un lucru foarte important și încet, încet îi vei vedea tot mai des la tine pe comentarii. Dacă ei intră tot mai des pe comentarii la tine și lasă și ei la rândul lor alte comentarii, vei vedea că deja lumea începe să te cunoască și zice, bă, dacă tot am intrat la ăsta de nu știu câte ori, îmi place omul ăsta, îmi răspunde la comentarii, îmi dă clipuri pe care eu vreau să le văd, ia să mă și abonez, asta e un lucru bun. După aia, mai multe comentarii înseamnă engagement, asta înseamnă că algoritmul YouTube vede și el chestia asta și spune, bă, stai așa că pe canalul ăsta se întâmplă ceva. Ia să-l promovez și altor oameni care sunt la fel ca cei care comentează. Și uite așa, vizionări, și uite așa, abonați mai mulți. Deci, chestia asta cu răspunsul la comentarii la tine pe canal devine extrem de importantă pentru creșterea canalului. Tot la partea de comentarii. Mergi la canale de pe nișa ta sau de pe nișe care au legătură cu nișa ta și vezi acolo dacă nu poți să intri în discuții cu oamenii. Lasă comentarii la canale de pe nișa ta sau de pe nișe conexe. Foarte important lucrul ăsta, dar ai grijă nu te autopromova. Nu intra și spune da, îmi place clipul ăsta, dar am făcut și eu un clip la fel ca el. Sau intră și la mine pe canal să... Asta se cheamă autopromovare și persoana care deține canalul respectiv te va bloca, va șterge comentariul și ai dispărut de acolo. Lasă comentarii pe bune. Lasă comentarii care să aducă valoare oamenilor de acolo. Lasă comentarii care să-i facă pe oameni curioși să vadă Bă, cine e ăsta? Lasă comentarii care... Să-ți aducă prietenii din comunitatea aia, să te cunoască oamenii, e foarte importantă chestia asta. Lasă autopromovarea că nu ți ajută. Pe termen scurt, zicem că vor veni 2-3 oameni, dar nu asta vrei. Vrei să scriezi o comunitate, vrei să cunoști oameni, vrei să faci relații cu oameni de pe ta, ce foarte, foarte important, ce fel de comentarii lași pe acele canale. De multe ori, dacă ai o iconiță sau ai în numele canalului ceva care are legătură cu subiectul pe care îl abordezi la tine pe canal, vei vedea că oamenii devin curioși și vor intra la tine. Nu e neapărat obligatoriu să fie așa. Nu e neapărat obligatoriu să schimbi numele canalului, să spui altă iconiță. Dar am observat că mai ajută și chestia asta. 3. Calitatea conținutului nostru. Asta e un lucru mai greu de explicat, pentru că de multe ori calitatea pentru mine poate însemna altceva față de calitatea pentru tine. Calitatea nu înseamnă doar o cameră bună, nu înseamnă doar un microfon bun, ci înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă conținutul efectiv pe care îl postezi la tine pe canal. Ce oferi tu omului de dincolo de ecran? Cele mai multe canale de pe YouTube au un conținut mediocru. Și dacă tu oferi valoare, dacă tu te strădui ca fiecare clip să fie mai bun decât cel dinainte, deja te asigur că ieși în fața lor. Deci ai grijă ce calitate are conținutul tău. Trebuie să ai grijă ca videoclipul tău să sune bine, să se vadă bine și să nu plictisească oamenii care sunt la tine pe clip. Fă lucrurile astea și deja ești peste 90% din canalele de pe YouTube. 4. Un alt lucru foarte, foarte important pentru a crește pe această platformă este relevanța conținutului. Da, e ok să postezi orice tip de subiect te face pe tine fericit, dar dacă vrei cu adevărat să crești, să ai foarte, foarte mulți abonați, trebuie să mergi pe subiecte care chiar interesează o masă mare de oameni. Deci nu poți să ai așteptări mari. În momentul în care tu vorbești despre subiecte foarte, foarte, foarte nișate, caută trenduri pe nișa ta. E foarte important lucrul ăsta. Adică subiecte noi, foarte căutate la un moment dat pe YouTube și în general pe internet. Și dacă abordezi astfel de subiecte, vei vedea deodată foarte multe vizualizări, foarte mulți abonați la tine pe canal. Astea fiind spuse, veți vedea că după 10.000 de abonați, nu prea mai contează numărul lor, adică numărul abonați. Lăsați-mă să vă explic. Am spus 10.000 de abonați pentru că ăsta este ultimul plac pe care trebuie să-l treceți ca număr de abonați ca să obțineți diferite lucruri pe YouTube. Adică la 100 de abonați primiți custom URL, la 500 de abonați primiți tabul comunitate, la 1000 monetizarea și așa mai departe, până la 10.000 când primiți stories. După aia nu prea mai aveți unde să vă duceți ca număr de abonați și trebuie să înțelegeți un lucru foarte, foarte important. Când YouTube promovează un videoclip, nu se uită la câți abonați are un canal. Deci e irrelevant câți abonați are un canal de YouTube când promovează un videoclip. Deci scopul tău nu este acela de a face un număr de abonați. De multe ori asta chiar aduce pe foarte mulți creatori de conținut să facă greșeli. Scopul tău este următor. Oferă valoare pe canalul tău. Oferim valoare pe canalul tău. Îți crești comunitatea. Foarte important să ai o comunitate de oameni activi. Deci, nu numărul de abonați e important, ci numărul oamenilor activi la tine pe canal. Aici e foarte important. De asemenea, ai grijă să-ți crești brandul. Brandul însemnând numele tău, imaginea ta la nivelul internetului, per total. Deci, poți să faci foarte multe greșeli. Ai grijă să nu faci astfel de greșeli, să-ți distrugi brandul. Și, de asemenea, caută metode non-stop. Cum să-ți monetizezi canalul. Foarte importantă chestia asta pentru că mai devreme sau mai târziu va deveni relevantă pentru viața ta, adică să faci bani cu canalul tău de YouTube, cu pasiunea ta, pentru că doar în felul ăsta vei găsi în continuare motivația să continui și nu va trebui să-ți găsești un job care poate te va obosi mai mult și așa mai departe. Da? Deci e foarte important să poți să monetizezi canalul și nu doar prin monetizarea clasică YouTube, ci prin diferite metode. Și dacă vrei să faci bani cu canalul tău de YouTube, hai să-ți arăt câteva tipuri de subiecte care fac mai mulți bani decât restul în videoclipul din partea stângă și ne găsim acolo. Titlul numai e Clickbait de rock. Dacă vrei să faci primii 1000 de abonați, ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi. Încă de la început îți voi spune că acest videoclip nu te va face să faci 1000 de abonați în 30 de zile. Dacă vreți asta, mergeți în altă parte. În schimb, eu te voi învăța corect cum să faci și trebuie să urmezi patru pași. Planificare, producție, publicare și promovare. Am pus o mie de abonați, dar această metodă te asigur că poate să ducă și mai departe dacă este efectuată corect, chiar până la 100 de mii de abonați și chiar mai departe. Dacă ești unul din acei oameni care vor să facă lucrurile corect și la timpul lor și nu vrei să te automat sau mai știu eu ce chestii de genul ăsta, te asigur că acest uh, gen de uh, a face conținut și acest gen de a-ți promovări videoclipul și acest gen de a crește un canal de YouTube te va aduce acolo unde vrei tu. În primul rând trebuie să înțelegeți regula 1%, adică din privitorii voștri doar 1% se vor abona, asta e o regulă medie să zic așa pe YouTube. Deși există excepții, un canal de YouTube are nevoie în medie cam de 100.000 de vizionări, ca să facă 1000 de abonați. Există și excepții pozitive sau negative, în sensul în care se pot face mai repede, mult mai greu, dar în principiu, dacă e să luăm o medie, cam asta este. La 100 de vizualizări ai un abonat. La 100.000 de, mii de vizualizări, ai 1.000 de abonați. Deci, încă de la început, trebuie să ne gândim când să facem aceste 100.000 de, mii de vizualizări. Și îmi pare rău pentru cei care nu vor să se nișeze. Probabil aici vor pleca foarte mulți, dar ăsta este cel mai realistic mod de a face vizionări nișându-te. Mai întâi trebuie să aveți o bază, să construiți o bază, după care vă puteți îndrepta și către alte subiecte, dar deocamdată trebuie să vă nișați, să aveți această bază de oameni. După cum spuneam, probabil mulți vor pleca, dar nu există o metodă în care să postezi ce vrei tu și să se adune repede și o mie de abonați. Asta pentru că avem nevoie de un plan astfel încât ce postăm să fie și vizionat. Simplu, va trebui să postezi ceea ce vor oamenii de la tine, nu să postezi orice în speranța că ei oricum se uită. După, bineînțeles, trebuie să te gândești cum să faci un care să prindă. Cum să editezi cum trebuie, cum să ai o calitate bună la videoclip, și așa mai În principiu, oamenii, când te descoperă, trebuie să spună, băi, vreau mai multe de nu ăsta, vreau mai multe clipuri. Deci mă voi ona astfel încât să văd și pe viitor ce postează creatorul ăsta. De asta, cei mai mulți dintre creatori nu vor ajunge niciodată la 1000 de abonați. Pentru că nu oferă în mod constant, astfel încât oamenii să știe ce vor primi în viitor. Cum știi ce să oferi oamenilor de pe canalul tău? În primul rând, dacă tu ești pasionat de un subiect, 100% garantez că vei găsi încă o mie de oameni pasionați de subiectul respectiv. Așa că, în faza de planificare, caută subiecte care pasionează oamenii pe care îi vrei la tine pe canal, apoi gândește-te așa, pot să fac 100 de videoclipuri despre subiectele astea? Pentru că dacă tu nu poți să faci 100 de subiecte, astfel încât să nu fii plictisit de aceste subiecte, te asigur că nu vei găsi oameni care să nu se plictisească la fel ca tine. După aia du-te pe YouTube și vezi dacă acele subiecte fac vizualizări. Uită-te să vezi dacă videoclipurile care au genul de subiecte fac vizualizări, sunt interesante pentru oameni. Fac mii, zeci de milioane de vizualizări. Nu este că și tu vei vrea o bucățică din acel tort. știi ce înseamnă să ai 1% dintr-un milion de uh, vizualizări. După ce ai făcut un videoclip și vezi că prinde, de ce să nu faci o serie despre acel subiect? Asta pentru că dacă ai prins la public, sunt oameni interesați de genul de subiecte, YouTube va vedea chestia asta și următorul clip despre acel subiect pe care îl postezi tu va fi și un metare promovat. Faci conținut, după care deduci duci date statistice și vezi cum reacționează oamenii. Măsori de oameni, pe care Continui să faci genul de subiect. Asta nu înseamnă că nu vei face decât un subiect, două subiecte și atât. Nu. YouTube recomandă regula 80-20%. Adică, ce înseamnă asta? 80% din subiectele pe care le postezi să fie clar iubite de oamenii pe care îi ai la tine pe canal. Știi deja că genul de subiecte prim, îi vei posta în continuare, după care ai 20% marja prin care poți să experimentezi să vezi dacă nu cumva publicul tău mai apreciază și alte gen de subiecte te gândești ce subiecte ar mai putea să prindă la publicul meu și încep să prestezi. Și îți vei da seama dacă cea mai de subiecte prind sau 80-20. Băi, parte de producție. După ce ți-ai analizat subiecte, după ce ai strâns toate aceste date, începi să faci videoclip. Da? Ai nevoie de videoclipuri cu o calitate bună și ca să îmbunătățești calitatea videoclipului țară, în primul rând ai grijă să ai microfon bun, după care trebuie să te gândești la lumină. Deci, astea sunt primele două lucruri pe care ți le recomand să le îmbunătățești în ordinea asta, astfel încât videoclipul tale să arate mai bine, după care te gândești și la calitatea video, după care te gândești și la editarea videoclipurilor și Dar mai întâi, în primul rând, trebuie să te gândești să fie un videoclip al cărui sunet să nu-i facă pe oameni să-i doară urechile, da? Foarte importantă chestia asta, pentru că dacă ai reușit să depășești chestia asta și oamenii primesc un sunet destul de bun, da? Adică nu trebuie să fie perfect, da? Să nu îi facă pe oameni să se îndepărteze, deja ei câștigă. După care urmează și restul. Și da, trebuie să te gândești cum să îmbunătățești sunetul, cum să îmbunătățești lumina, cum să îmbunătățești editarea, cum să îmbunătățești, știi știu, să ții nu obiective. Da, din experiența mea și din ce am văzut la ceilalți creatori de conținut, cel mai important lucruri sunt carisma ta, modul în care te împrietenești cu audiența, e foarte important e asta și, bineînțeles, claritatea mesajului pe care îl trimis către oameni. Pentru că astea sunt mult, mult mai importante decât chestiile de superficiale. Atâta cât îi faci pe oameni să audă destul de bine, să vadă destul de bine ce faci acolo, de multe ori lucrul este devine inutile după aia. Clar nu trebuie să ai un noi de calitate video. Foarte importantă chestie. Așa știm, dacă ai trecut peste un anumit nivel, cel mai important lucru este să te focalizezi în modul în care livrezi informația, în modul în care te împrieterezi, după cum spuneam, cu audiența de, de dincolo de ecran. Și după ce înțelegi ce înseamnă calitate pentru public, începe să produci și cantitate. Adică, pentru că mie de ajuns să postez o dată la câteva săptămâni, e trebuie să apare în fața oamenilor. Doar că multă lume nu înțelege chestia asta și începe să posteze foarte des, crezând că YouTube asta promovează. Nu e adevărat, deci trebuie să fii foarte atent ce produci, astfel încât să postezi într un echilibru între calitate și cantitate. Și după cum spuneam, foarte, foarte important, subiectul în sine al videoclipului, pentru că ăla îi va face pe oameni să dea click. Subiectul este extrem, dar extrem de important pentru videoclipul tău. Contează foarte mult ce subiect are videoclipul tău. Pentru că dacă nu e un subiect căutat, nu ai cum să faci multe vizualizări. Trebuie să-ți asumi chestii. 3. Publicare. Preoți, când ar trebui să postez videoclipurile mele ca să fac multe vizualizări? Uite că n-am un răspuns concret la întrebarea asta, niciodată nu prea știu ce să răspund, pentru că contează foarte mult să analizezi audiența proprie. Poți să faci verificările astea postând la ore diferite, în zile diferite și după câteva luni să tragi concluzii, pentru că doar ăsta e singurul mod în care poți fi sigur când să postezi. Asta fiind spuse, foarte important este să postezi când audiența ta este trează și când audiența ta dorește să facă genul ăsta de videoclip, pentru că chiar dacă ei sunt pe YouTube, poate nu vor să vadă un conținut educativ la ora 8 seara, să zicem. Totuși, vei vedea că, de fapt, nu contează foarte mult că îi postezi, pentru că, pe total, vizualizările nu vin neapărat imediat ce le-ai postat. Deci, cele mai multe vizualizări vor veni în timp pe canal și pe videoclipurile tale, așa că nu ar trebui să te stresezi foarte tare legat de orele astea de editare. Da, postează mai spre seară, după cum spuneam, dar în același timp nu te stresa foarte tare să fie foarte corecte orele la care postezi, pentru că videoclipurile tale vor face vizualizări în funcție de calitate și în funcție de subiect mai mult decât în funcție de ora la care postezi. Contează partea de SEO la videoclipuri, da? Dar nu așa punct de lume. Foarte multă lume, când aude de SEO, se gândește la cele tab. Din păcate, tagurile nu mai au aproape deloc valoare pe YouTube, dar, în același timp, titlurile și descrierea ar trebui să aibă cuvinte pe care oamenii le caut. Foarte importantă chestia asta, ca în titlu să ai acele cuvinte pe care oamenii le caut. Pentru asta eu fost o asta cum cu cea de la Tubadin, poți determina dacă anumite cuvinte cheie sunt cauzate sau nu pe platformă, de către oameni, și știu să le pun în titlu și în descriere. Aveți în partea de jos link către Tubadin, care am a și bineînțeles un cod de retugere pentru varianta plătită. Astea fiind spuse, pe lângă partea de SEO, cuvintele cheie care trebuie să existe în titlurile voastre trebuie să atragă click-ul, trebuie, să-i facă pe oameni curioși. Mai mult de atât, titlurile lucrează în combinație cu thumbnail-ul. În primul rând și în primul rând, thumbnail oprește, oprește scroll. -ul. Deci e foarte important să știi să faci thumbnail-ul care opresc scrollul ul oamenilor. Și cum știi asta? Peste, din nou, nu scăpăm de aceste teste. Încep să faci mai multe thumbnail-uri în care să schimbi pe același videoclip să schimb expresiile faciale, să schimb culorile, să schimb fronturile, și așa mai departe, să vezi ce de la oameni. Tot tubarii to le pe chestia asta. Nu poți să faci și gratuit fără nicio problemă, dar eu fac cu tubarii AB testing, adică două tamlin uri se luptă unul împotriva celorlalte și îmi spune uh, tubarii care le face mai multe vizualizări. Chestia asta o poți face și gratuit singur, dar trebuie să stai de fiecare dată în fiecare zi și să dă tot schimb tamlin ul și apoi să tragi tu singur de concluzie. Dacă nu te deranjează chestia asta, bineînțeles, poți să faci rapid, dacă vrei să uh, o unealtă care să te ajute uh, să faci mai repede treaba asta, tip-oare din ONE 4 promovare. Una din cele mai puțin folosite arme uh, ale youtuberilor pentru promovarea videoclipurilor este ta o comunitate. În acest moment, YouTube ne-a oțăit tuturor tabul ăsta comunitate, dar nu mai există un prag pe care să-l ai la uh, numărul de abonați, să zic așa, ca să ai tabul. Acum toată lumea primește mai devreme sau mai târziu tabul comunitate, indiferent de dimensiunea canalului. Folosiți-vă pentru Promovarea videoclipurilor mai departe, pentru bă, sondaje, pentru postarea de fotografii. Puteți să testați diferite de uri unde de a voastră să vedeți ce prinde mai bine, e una dintre modalitățile de a posta. Sau, bineînțeles, puteți să postați linkuri de afiliere, să faceți mai mulți bani și, și mai departe. Deci, tabul comunitate chiar vă ajută foarte mult pentru promovarea bă, canalului și chiar mai mult de alt. faceți engagement, faceți bani și așa mai departe. Pe lângă comunitate, nu. Pe lângă tabul comunitate, puteți să aveți un call to action astfel cât oamenii să dea share videoclipurilor voastre. Adică, în loc să-i spui omului să se aboneze, spune dă un share videoclipul ăsta către un prieten de altă. Credeți-mă, ajută foarte, foarte mult chestia asta. Sau, o cere oamenilor să se aboneze undeva pe la jumătatea videoclipului, iar la final de tot, celor care au rămas până la finalul videoclipului, să le cereți să dea share prietenilor lor. cere audienței voastre, care deja vă iubește sau care vă deja vă apreciază să vă promoveze videoclipurile este mult, mult mai puternic decât să intrați și să trintiți un link într-un grup de Facebook. Una din cele mai bune metode și cele mai puternice metode de a fi promovat și pe YouTube și în general în viața reală este din gură. Foarte multe dintre firmele mari, dintre brandurile mari, s-au folosit de această metodă. Deci de ce să nu folosiți și voi fix aceeași metodă? Pentru că în momentul în care cineva primește o recomandare de la un prieten, e mult mai tentat să se ducă să se uite la ceea prezentată prietenului, tocmai pentru că deja relația de încredere există între Deci acest gen de promovare este extrem de importantă, așa că nu ezitați să cereți oamenilor, uh, eu știu, pe videoclip sau chiar în comentariul fixat. Chiar sunt curios dacă voi ați recomanda unul din videoclipurile de pe acest canal pe care sunteți acum, altor prieteni de-a voastră, dacă aveți cui să prezentați astfel de videoclipul. Vă rog să lăsați în comentarii. Sunt împotriva aruncării unui link de la un videoclip undeva într-o comunitate, fie că e vorba de Facebook, Reddit și așa mai departe. Dar contează foarte mult și de relația pe care o aveți voi cu acea comunitate. Dacă sunteți cunoscuți pe serverul de Discord, pe grupul respectiv, pe subredditul respectiv, atunci puteți să încercați ceea și așa ceva. De exemplu, dacă aveți un conținut educativ, fi de foarte bine să postați pe LinkedIn, din nou, E o altă posibilitate cu care revin de acum în minte. Dar recomand cu tărie să stați departe de, de grupul ăla de autopromovare de pe Facebook. Că nu fac deloc bine, mai mult de -a riscat să vă afecteze canalul. Și dacă vrei să știi a ce dispozitiv nou de văzut videoclipurile tu trebuie să fii atent pentru că ai o creștere foarte mare, am un videoclip în partea stângă și negrisimă. Majoritatea youtube îți vor spune că durează 1-2 ani ca să crești pe această platformă. Dar acest lucru, în acest moment, este deja depășit pentru că e o strategie de undeva din 2018-2019, când s-au apucat acei care îți vor. În 2024 și mai departe, depinde acum când urmărești tu videoclipul, te asigur că există canale care în acest moment aplică niște strategii care le aduc mii sau zeci de mii de abonați foarte repede în câteva luni. Și toate aceste canale urmează o strategie pe care urmează să o împărtășesc cu tine astfel încât și tu să poți să crești pe YouTube. Vei reuși cu această strategie să faci mii sau chiar zeci de mii de vizualizări pe videoclipurile tale și vei reuși să ajungi la cei 1000 de abonați pe care îți dorești sau încă 1000 de abonați dacă deja ai ajuns la cei 1000 de abonați foarte repede, adică câteva săptămâni sau chiar, eu știu, o lună, două și asta, fără să ai experiență, fără să ai, nu știu ce, IQ să fii cel mai deștept YouTube sau nu știu ce și fără să investești financiar. Dacă ești pasionat de astfel de subiecte și vrei să mai primești videoclipuri de la mine care dezbatem astfel de subiecte, te rog, abonează -te, este gratuit și pe mine mă ajută să continui munca. Așadar, pentru a obține primii 1000 de abonați, statistica spune că ar trebui să ai în jur de 25.000 de vizualizări. Ceea ce pare foarte mult pentru un YouTuber începător care are între 100 și 1000 de vizualizări pe fiecare videoclip. Astfel, dacă mergi pe acest drum, va trebui să ai între 25 de videoclipuri și chiar 250 de videoclipuri ca să ajungi la primitei 1000 de abonați. Logica îmi spune că pentru a avea mai repede numărul de abonați pe care ți doriți trebuie să crești numărul de vizualizări. Există o strategie genială pe care o folosesc foarte mulți youtuberi mari. Sunt convins că ai văzut și tu youtuberii mai folosind strategia asta, dar nu ți-ai dat seama de ea încă. Este o strategie care să-i ajute de fiecare dată să facă foarte multe vizualizări. Și da, poți să folosești și tu astfel de strategii ca să scrii canalul tău mai mic. Dar, de obicei, genul ăsta de strategii care să îți aducă vizualizări foarte multe sunt ținute în spatele unor grupuri plătite, unor grupuri de WhatsApp plătite sau youtuberii și le țin între prieteni și atât. Știu asta pentru că am avut ocazia să ajung și eu în astfel de grupuri și să știu ce se vorbește acolo. Prin urmare, nu e de mirare că ei în continuare fac zeci de mii de vizualizări iar tu te zbați în continuare pentru câteva vizualizări în plus. Te trag atenția că tot timpul să te gândești și la subiectul în sine al canalului, adică trebuie să te raportezi la canale de genul tău. Dacă vrei milioane de vizualizări, te duci spre subiecte foarte, foarte bine căutate. Dacă, în schimb, ai un subiect care vrei să-ți aducă o audiență constantă și să crească canalul tău în mod normal, atunci te gândești ce subiecte ai și dacă într-adevăr sunt subiecte foarte, foarte căutate. Deci, odată ce vei înțelege cum funcționează algoritmul și ce strategie să urmărești, vei ajunge să faci vizualizări foarte multe. Cum a făcut, de exemplu, acest YouTuber sau cum a făcut Jake Gordon sau cum a făcut Mister Beast. Sunt oameni pe care probabil că i-ai văzut făcând vizualizări multe pe această platformă. Totul se reduce la trei pași. În primul rând, mergi pe YouTube la bara aia de căutare pe care probabil că o folosești destul de des și caută acolo un cuvânt cheie. Hai să folosim, de exemplu, videoclipul lui Mr. Beast, un videoclip pe care probabil că l-ai văzut sau care ți-a apărut în recomandate, Train versus Giant Pit, un videoclip care a făcut foarte, foarte multe vizualizări. Ideea lui are la bază câteva cuvinte cheie. Tren și groapă gigantic. Așa că hai să facem căutarea asta pe YouTube și să vedem exact, după numărul de vizualizări, ce ne mai apare. Și uite, vedem acest videoclip. Videoclipul a făcut 163 de milioane de vizualizări în 2 ani de zile, dar dacă ne uităm la videoclipul lui MrBeast, Beast, putem vedea unele lucruri asemănătoare. Acum, hai să căutăm cuvântul Dirt Bike. Interesant și asta. Și din nou dăm după căutări, după vizualizări și vedem. Este un videoclip care este în evidență, care e foarte, foarte asemănător sau seamănă foarte mult cu videoclipul acesta, care a făcut și el foarte multe vizualizări. Hai să căutăm și cuvântul bicycle un alt cuvânt cheie. Okay. Și vedem un alt videoclip care el a făcut foarte multe vizualizări și care e foarte asemănător cu ceea ce a făcut Jack Gordon. Vă spun, toți youtuberii mari fac astfel de lucruri. Așa că dacă și tu aplici această strategie, vei vedea că nu vei mai avea videoclipuri 10 din 10. Asta pentru că în momentul în care vei folosi strategia în care să-ți găsești videoclipuri deja dovedite, vei vedea că vei învăța să le și modelezi pe tiparul tău, vei vedea că vei deveni viral pe nișa ta, din nou trebuie să uh, ții cont de subiectele pe care le postezi, dar viral înseamnă multe vizualizări indiferent ce tip de subiecte postezi, ceea ce va crește numărul de vizualizări după cum spuneam și va duce apoi către un număr mare de abonați. Așa că vei ajunge la 1000 de abonați destul de repede, nu promit în 30 de zile, dar 100% vei ajunge mult mai repede dacă Aplice această strategie decât dacă faci videoclipuri random. Personal, mi-am petrecut mulți ani din viață încercând să modelez tipul meu de subiecte pe subiecte care deja prind. Și de-a lungul timpului am văzut că rezultatele sunt destul de slabe. Apoi, ajutând și alte canale de YouTube, mi-am dat seama unde greșeam și eu. Și vreau să vă aduc aminte că există un proverb care spune așa. Artiștii geniali fură. Adică va trebui să înveți să furi ca un artist. Copierea și lipirea miniaturilor sau a titlurilor de la un alt YouTuber nu funcționează. Deci, de fiecare dată va trebui să schimb ceva, măcar două lucruri la fiecare miniatură. În primul rând, folosește culori mai bune. De ce? Pentru că de cele mai multe ori, culorile folosite de acești YouTuber care au ajuns să aibă vizualizări multe, sunt de slabă calitate. Apoi, adaugă două lucruri pe thumbnail-ul tău, sau pe miniatură. Poți să fie o săgeată care să se îndrepte spre o anumită zonă din miniatură, poate să fie un cerc, am mai văzut, poate să fie fața ta, pur și simplu pui fața ta pentru că de multe ori și fața atrage, sau un text pui pe uh, thumbnail respectiv, pe miniatura respectivă, care să dea un context sau să creeze o intrigă, să creeze o curiozitate pentru cei care bă, se uită. Apoi, dacă vrei ca oamenii să se uite la videoclipul tău, atenție mare! Există o fereastră de 5 secunde, prin 5 secunde, în care oamenii intră, și decid dacă se uită mai departe pe videoclipul tău. Și am descoperit o strategie care să-i convingă pe oameni să rămână mai departe. Hai să ți-o împărtășești și ție. Totul se reduce la confirmarea alegerii. Atenție, confirmarea alegerii. Omul vede thumbnail-ul tău, vede miniatura ta, vede titlul și alege să dea click pe videoclipul tău. Dacă în primele 5 secunde faci ceva care să-i convingă că a făcut alegerea corectă și că nu a greșit dând click pe acel thumbnail, înseamnă că l-ai câștigat. Hai să mergem la canalul lui Priston Ghost și să observăm această strategie titlul și miniatura videoclipului său au fost modelate după un alt videoclip, acesta, astfel încât ne putem da seama că și el folosește strategia asta, dar apoi duce mai departe ceea ce v-am spus eu. Vedem că atunci când dăm click pe videoclip, imaginea, prima imagine pe care o vedem, este cea din miniatură. Astfel încât ne confirmă că nu e un clickbait, că nu e o minciună, pur și simplu am ajuns acolo unde trebuia. Dar odată ce ai depășit aceste 5 secunde, nu ai scăpat. Trebuie să mergem mai departe și să încercăm să ținem privitorul cât mai mult pe videoclipul nostru, pentru că, da, într-adevăr, omul poate să plece oricând de pe el. Și aici intră în acțiune un scenariu bine făcut, astfel încât să-i ții pe oameni curioși cât mai mult timp. Trebuie să ne uităm la acel grafic cu păstrarea publicului și el trebuie să fie cât mai lin, să coboare cât mai lin, nu brusc. Și hai să-ți prezint un proces în trei etape, care să țină oamenii cât mai mult pe clipul tău. Și dacă ai ajuns până la acest moment al videoclipului, înseamnă că procesul pe care ți-l prezint eu are succes. Prima etapă este introducerea și trebuie să fie perfectă. Aici ține foarte, foarte mult de ceea ce știm noi să facem și de ceea ce lucrăm noi, de ceea ce ne educăm noi să îmbunătățim. Sunt grafice pe care le vedem că coboară foarte, foarte încet și atunci este un succes, dar veți vedea pe unele videoclipuri ale voastre, dacă vă uitați la păstrarea publicului, din nou foarte, foarte atent, veți vedea că în primele secunde graficul se duce în jos și asta este dezastruos pentru modul în care algoritmul vă va promova videoclipurile. Fiecare lucru pe care îl facem pe videoclipul nostru trebuie să ducă la creșterea acestei durate medii de vizionare. Chiar și cu 10% dacă reușim să creștem această durată medie de vizionare, poate să însemne diferența dintre un videoclip viral și un videoclip pe care algoritmul îl îngroapă. Deci foarte important este să ținem oamenii cât mai mult pe videoclipul nostru. După cum spuneam, prima replică pe care o spunem celor care se uită la noi este extrem, extrem de importantă și așa că trebuie să ai mare grijă ce spui. Acel hook este vital pentru ceea ce vrei tu să faci cu acel videoclip. Trebuie să-i dai omului satisfacție ca a intrat pe videoclipul tău. De multe ori, Chiar poate să însemne un social proof. Da, pot să spun, eu am crescut până acum câteva canale cu peste 100.000 de abonați. Vei deveni atent în momentul în care voi continua să fac uh, videoclipul. Dacă ești gamer, la fel poți să spui că ai făcut, ai terminat nu știu câte jocuri și atunci ai ce să spui, sau ai terminat jocul respectiv și atunci oamenii vor sta atenți până la capăt. Următorul pas este să introduci povești și bucle nerezolvate. O buclă nerezolvată este de fapt o întrebare pe care trebuie să-și o pună privitorul, la care nu are încă răspuns și trebuie să stea cât mai mult pe clipul tău să găsească acel răspuns. De exemplu, la mine a fost asta cu în 2024, s-au schimbat algoritmul în 2024, altfel crezi canalul de YouTube mult mai repede decât în 2018. Nu e o întrebare pe care am pus-o, dar în același timp s-a creat o întrebare în mintea privitorului. Lumea se întreabă, păi ce fac aceste canale noi de obțin atât de multe vizualizări, atât de mulți abonați, spre deosebire de ceea ce era în trecut. Și am început să dau mai târziu, destul de uh, mult mai târziu, ca să zic așa, în interiorul videoclipului, răspunsul la aceste întrebări pe care le au oamenii în creierul. Astfel încât am creat eliberarea de dopamină în creierul vostru, acelor care vă uitați pe videoclipul meu. Și asta înseamnă că e un lucru pozitiv și v-am convins să rămâneți pe videoclip. Dacă nu se întâmplă chestia asta, lumea ar fi plecat de pe videoclip cu un sentiment de insatisfacție, ceea ce ar fi fost dezastruos pentru videoclipul meu și, în general, pentru canalul meu, pentru că lumea nu mai, ar mai fi intrat pe acest videoclip sau pe canal. Acum, a treia etapă în dezvoltarea videoclipului. 99% din oamenii care se uită pe YouTube cred că videoclipurile ar trebui să fie rapide. Să dai cât mai repede tot ce ai de spus. Dar sunt unii creatori care nu vorbesc repede sau sunt unii creatori care nu se simt în largul lor să vorbească repede. Și atunci poți să creezi așteptările potrivite celor care se uită la tine. În sensul în care, înainte să începi videoclipul, încep, relaxați-vă, haide să intrăm în detaliu în acest videoclip și atunci poți să vorbești cu un ritm mai lent, astfel încât oamenii să nu se creadă că sunt păcăliți sau să fie plictisiți sau mai știu eu ce. Ei deja și-au creat niște așteptări la ceea ce urmează și mai departe vor sta alături de tine. Următorul lucru, de fapt ultimul pe care trebuie să-l faceți este să explicați omului de ce canalul vostru este unic. În felul ăsta îi veți convinge mai ușor să se aboneze. De exemplu, la mine, destul de simplu, prezint numărul de abonați pe nișa asta în România, la momentul ăsta având canalul cel mai dezvoltat fix pe nișa asta, sau pot să reamintesc celor care se uită de cel meu de a crește 100 de urmăritori la peste 1 milion de abonați și mai mult. Având începutul foarte bine determinat, trebuie să ne gândim și la corpul videoclipului, care și acesta trebuie să fie foarte bine structurat. Lucrul cheie la care trebuie să vă gândiți de fiecare dată când vă faceți structura videoclipului este că trebuie să aveți atât bucle deschise, cât și satisfacții ale privitorului. Buclele deschise, după cum spuneam, sunt întrebări care se deschid în mintea privitorului, și satisfacțiile sunt de fiecare dată când privitorul primește acele explicații sau tot ce vrea el de la acel creator. Vrei să ai pe fiecare dintre videoclipurile tale măcar 4-5 bucle închise, în sensul în care de fiecare dată la aceste bucle să primească privitorul informația necesară și, după cum spuneam, de fiecare dată când se închide o astfel de buclă, când primește o explicație, se eliberează dopamină, un efect pozitiv în creierul privitorului. Și asta înseamnă că te va privi drept un creator bun și va reveni la videoclipul tale. Ultima parte a videoclipului este acel call to action sau să-i spui omului de fiecare dată ce să facă mai departe pe videoclipul tău. Vă sfătuiesc și pe voi, dacă vreți, dacă nu, e treaba voastră, dar pentru mine a mers foarte bine, ca acest call to action de final să fie un îndemn pentru oameni să se uite mai departe la următorul videoclip. Și atenție, am descoperit o metodă foarte bună de a convinge pe oameni să se uite la următorul meu videoclip. De fiecare dată când îi trimit pe oameni pe un alt videoclip, încerc să le stabilesc o curiozitate. Adică de fiecare dată nu spun doar du-te și vezi următorul videoclip. Le spun ceva care sunt convins că îi va face curioși să dea click acolo. Le spun ceva despre următorul videoclip, astfel încât oamenii să se ducă și pe următorul videoclip. Și asta mi-a adus mii de vizualizări în plus și, bineînțeles, abonați și așa mai departe. Și dacă vrei încă o metodă să faci vizualizări pe videoclipurile tale, am un videoclip în partea stângă și ne găsim acolo.